Potrivit liderilor de sindicat din învățământ, 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Satu Mare au programat să facă plățile doar pentru trimestrele 3 și 4, lucru care nu le convine cadrelor didactice. Prin intervenții de la nivelul federațiilor din învățământ, cele ambele federații din învățământ, am reușit în sfârșit să primim niște sume care trebuiau rectificate pentru plata sentințelor, în așa fel încât colegii noștri au beneficiat de o parte din banii de restanță pe anul trecut. Și aici aș dori să spun că a fost și meritul prefecturii în acest sens. Al doilea punct pe care aș vrea iarăși să arăt că am avut o semifinalitate, să spun așa, se referă la decontul navetei. Știți că am făcut adrese repetate către prefectură, prefectura a făcut adrese către localitățile care n-au respectat decontul navetei, s-a ajuns la o situație, să zicem, ameliorată, îmbunătățită, în sensul că tot mai multe localități plătesc naveta și nu suntem puși iarăși în situația să continuăm cu procesele pe această speță. Dar mai sunt în continuare probleme, aș aminti aici și nota bene, declarația de la Primăria Satu Mare, dar care vreau să fie finalizată, privind decontul navetei și pentru cei care fac naveta spre municipiul, fiindcă până acum nu s-a plătit și într-o declarație de presă s-a spus că se va plăti naveta și pentru această zonă nerezolvată. Sperăm ca banii care se spune că sunt alocați pentru decontul navetei și la nivel de municipiu să fie și să rămână în acest scop și să avem și acest punct câștigat din punct de vedere al decontului navetei. Eu o să mai fac un update, aș zice, la adresele precedente, în urma discuțiilor cu colegii din școală, încât unitățile de învățământ care încă nu plătesc naveta nici în urma acestor demersuri să fie atenționate. Prezent la discuțiile din cadrul Comisiei de Dialog Civic organizată de instituția prefectului, viceprimarul Marcela Papici a prezentat starea de fapt în municipiul reședință de județ. În luna martie s-au plătit atât restanțele din 2013, cât și prima tranșă anului 2014, procentele, așa cum s-au născut ele din sentință, sunt repartizați pe buget tranșe egale pentru plată în fiecare trimestru. Bineînțeles că ne punem și noi problema că la ultimul trimestru s-ar putea fi nevoie de o rectificare pentru că nu acoperă, dar până atunci mai sunt două trimestre care sunt acoperite, iar pentru navetă s-au alocat în buget 122.740 de lei pentru decontul navetei, urmând ca fiecare unitate de învățământ să facă conform legislației documentația necesară pentru fiecare cadru didactic care face naveta, să solicite din acești bani care, odată alocați pe această linie bugetară a navetei, nu se mai duc de acolo pentru alte nevoi, și în măsura în care unitățile de învățământ vor face solicitări de către birou învățământ, banii se vor aloca la fel după 25-a lunii, cum se plătesc salariile. La reuniune au luat parte, pe lângă autorități județene și municipale, sindicaliști, reprezentanți ai patronatului, dar și șefi ai jandarmeriei, respectiv ai poliției.